Bună tuturor! Avem permisiunea de la presa independentă să începem această acțiune a noastră. Este o prezentare de angajament în ceea ce înseamnă educație, cultură, media. Mă bucur personal foarte mult că am ales acest loc în care ne prezentăm angajamentele noastre pe educație, cultură și media, pentru că de aici, de la Biblioteca Națională, a luat naștere platforma civică Demnitate și Adevăr. Haideți să le mulțumim prin aplauze celor care au stat la baza platformei civice Demnitate și Adevăr. De acolo au pornit foarte multe. De acolo a pornit lupta noastră împotriva corupției, împotriva nedreptății și am decis atunci să o facem la Biblioteca Națională, să chemăm aici și pe agramații timpului, să chemăm pe toți la respect. La un moment a venit timpul și lui Gaburiș, dacă vă amintiți, îl chemăm tot aici la Biblioteca Națională. Nu a venit. Probabil era ocupat cu altceva. Cert este că tot pe Gaburiș l-am obligat să nu mai semneze furtul la 7 miliarde de lei. De aici am pornit, de la Biblioteca Națională. Dar despre ce a fost platforma civică, Demnitate și Adevăr, cunoaște toată lumea. Despre tot ce am făcut noi în trecut, în domeniul educației, în domeniul culturii, în domeniul media, cunoaște toată lumea. Vrem astăzi să vorbim și despre angajamentele noastre, angajament pentru țară educată. Și mă amintesc aici despre programul președintelui Iohannis, de la care ne-am inspirat și m-am inspirat și eu de-a lungul timpului, inclusiv în programul nostru prezidențial, guvernamental și iată, și în programul nostru din această misiune a noastră de a ajunge în Parlamentul Republicii Moldova într-un număr cât mai mare pentru a forma o majoritate parlamentară pro-europeană, democratică, națională, capabilă să continue lucrurile bune, faptele bune inițiate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr în stradă, continuate în Parlament și, bineînțeles, trebuie duse la bun sfârșit. Dar pentru asta e nevoie de o majoritate parlamentară democratică pro-europeană, fără platforma DA, imposibilă, așa cum o spun atâta și atâta lume, lideri de opinie, formatori de opinie, scriitori, medici, profesori. Platforma Demnitate și Adevăr este garanția unei majorități pro-europene, este garanția unei guvernări pentru oameni și niciodată împotriva ei. Am să rog pe colegii mei, Maria Ciobanu, Ion Terguță, Vasile Năstase, să ne prezinte angajamentele noastre, însoțiți fiind cu toții de candidații noștri la funcția de deputat, mulți dintre ei profesori, învățători, lectori, profesori universitari, așa că dăm start acțiunii de prezentare a angajamentelor noastre pe educație, cultură și media. Mulțumesc! Stimați cetățeni, colegi, profesori, acum 30 de ani, după ce ne-am declarat independenți, învățământul a intrat într-un proces de redefinire și restructurare, în efortul de întoarcere la valorile democratice și naționale. Dar a lipsit o strategie, educația doar la nivel declarativ, fiind anunțată drept prioritate națională. Nici o forță politică nu și-a asumat transformarea educației într-un proiect de țară, pe baza unei viziuni unitare. Chiar dacă a existat o lege a învățământului, apoi a fost adoptat codul educației, procesul a fost unul haotic, discontinu și uneori chiar contradictoriu. Reforma în educație a fost luată mereu de la capăt de fiecare nou ministru care s-a succedat la cârma Ministerului Educației. A fost politizat până peste poate sistemul și finanțat insuficient. Comasarea Ministerului Educației cu cel al Culturii a aruncat educația în criză, iar criza a antrenat un declin accentuat atât la nivelul calității și al eficienței, cât
și la cel general al atmosferei, disciplinei, abordării și receptării. Subfinanțarea sistemului educațional a dus la scăderea calității educației, cadrele didactice să fie slab motivate, să scadă de la an la an atractivitatea pentru profesia de pedagog. Astăzi, sistemul educațional se confruntă cu insuficiență a resurselor umane, degradarea mediului educațional, declinul respectului social. Curicula la unele discipline au un grad înalt de teoretizare și de complexitate, ceea ce frânează obținerea unor rezultate obiective și de calitate. Ne propunem descongestionarea curiculumului la mai multe materii, precum și reducerea aspectelor birocratizate. Platforma SIME, Sistem Informațional de Management în Educație, transformă dirigintele la clasă într-un statistician, fiind absolut inutilă. Platforma DA își propune să facă din educație o prioritate națională, optând pentru separarea celor două ministere importante, Ministerul Educației și Ministerul Culturii. Vom iniția reformarea instituțiilor superioare de învățământ printr-o acreditare corectă, reală, profesionistă. Reformarea învățământului pedagogic prin comasarea facultăților, departamentelor și instituțiilor cu profil pedagogic într-o academie pedagogică națională bine dotată, cu alocări bugetare adecvate și anumite facilități pentru studenți și corpul profesoral, pentru a asigura prestigiul profesiei corelat pe noile realități educaționale și, implicit, necesarul de cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic din mediul rural în special. Creșterea finanțării instituțiilor publice de învățământ superior pentru creșterea calității programelor de studii superioare cu cel puțin 10% și a cercetării universitare. Investiții pentru modernizarea căminelor studențești, cel puțin câte 3 milioane anual. Susținerea unor bursieri pentru studii peste hotarele țării pentru revenirea acestora acasă și participarea în guvernarea țării. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală prin dezvoltarea infrastructurii, conectivității și accesibilității cadrelor universitare studenților la echipamente digitale. Dezvoltarea unui plan național privind formarea inițială profesională, licență și masterat și la distanță. Acesta ar trebui să includă predarea online, un conținut educațional de înaltă calitate. Cadre universitare formate cu competențe digitale avansate, instrumente accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate și de etică. Parteneriate între companii și universități pentru a asigura inserția pe piața muncii și forme de învățământ dual pentru calificări ingineriești, industrie. Rezolvarea problemei imposturii academice prin verificarea din oficiu la nivel național a tuturor lucrărilor de licență, masterat, doctorat și de grad didactic pentru a exclude fenomenul plagiatului. Elaborarea proiectului de țară Moldova Educată cu o viziune unitară și modernă în sistemul educației publice și culturii naționale. Asigurarea finanțării stabile a educației, care va atinge circa 19% din bugetul public. Cetățeni, timpul a arătat că nu putem avea educație de calitate, cu atât mai mult nu putem visa la performanță și competitivitate într-un învățământ slab plătit de resurse improvizate. Platforma DA își propune cu adevărat schimbarea, iar ea se poate produce doar utilizând cea mai puternică armă, educația. Vă mulțumesc! Nu este un secret, este o realitate că cultura în Republica Moldova a devenit în cel mai bun caz o cenușăreasă. Am studiat cu atenție mai multe
programe politice și electorale ale unor partide din Republica Moldova și nu am găsit niciun capitol, niciun rând despre ceea ce înseamnă cultură, ce avem nevoie să facem pentru a susține cultura, pentru a o dezvolta. Pentru că dacă nu avem educație, dacă nu avem cultură, nimic nu avem. Iată de ce Platforma Demnitate și Adevăr își asumă următoarele angajamente și acțiuni legate de sprijinirea și dezvoltarea culturii din Republica Moldova. Alocarea a numai puțin de 5-7% din PIB pentru Ministerul Culturii, minister care va fi separat de Ministerul Educației. Reformarea sistemului și principiului de finanțare a culturii pe bază de priorități naționale și proiecte în domeniul de referință. Rezolvarea în regim de urgență a problemelor acute din domeniul culturii, protejarea patrimoniului material și imaterial, completarea colecțiilor, muzeilor și bibliotecilor, formarea cadrelor artistice și de specialiști din domeniu, ameliorarea nivelului de dotare tehnică și materială de informatizare a instituțiilor din domeniul cultural. Valorificarea patrimoniului cultural, conservarea și promovarea identității naționale și culturale prin reabilitarea monumentelor istorice, inclusiv a cimitirelor ostășești, revizuirea registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, promovarea unui management cultural performant într-o rentabilizare a activității instituțiilor de cultură, reformarea instituțiilor teatrale și concertistice din Republica Moldova prin prisma performanței, evaluarea anuală a directorilor acestor instituții, elaborarea unui regulament privind organizarea concursului obligatoriu de desemnare a conducătorilor instituțiilor respective. Prin eforturile Platformei Demnitate și Adevăr a fracțiunii parlamentare din Parlament am reușit modificarea legii cu privire la teatre și instituții concertistice, astfel încât orice director de acolo să fie ales doar în bază de concurs. Iată de ce am venit cu acest punct, pentru a concretiza cum anume va avea loc concursul și cum se va efectua evaluarea acestor directori de instituții culturale. Digitalizarea bibliotecilor, arhivelor, instituțiilor muzeistice în vederea salvării, conservării și valorificării patrimoniului cultural al acestora. Crearea unui sistem modern și eficient de conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural pentru a stopa procesul lui de degradare. Bugetarea programului național de restaurare și salvare a patrimoniului cultural. Elaborarea direcțiilor strategice de evoluție a procesului cultural din Republica Moldova, menit să contribuie la dezvoltarea socioeconomică continuă a țării. Promovarea culturii în calitate de catalizator al creativității, factor extrem de important pentru impulsionarea procesului de modernizare a societății noastre. Promovarea culturii drept element important în cadrul relațiilor internaționale ale Republicii Moldova. Valorificarea și revalorificarea brandurilor naționale, joc, fluieraș și alte instituții de cultură printr-un program de stat special. Dezvoltarea industriilor culturale prin crearea condițiilor și mecanismelor favorabile realizării acestui scop. Promovarea tinerilor talente prin acordarea unui sprijin eficient din partea statului, sectorului privat și celui asociativ. Încurajarea creațiilor din domeniul culturii scrise. Promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural pentru integrare și incluziune socială. Dezvoltarea unei rețeli de promovare a valorilor cultural-naționale în străinătate, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ambasadele Republicii Moldova. Reluarea procesului de includere a orheiului vechi în patrimoniul internațional UNESCO. Simplificarea legislației privind implementarea proiectelor sociale, culturale de către minoritățile naționale, acordarea unei contribuții anuale de la bugetul de stat pentru studierea limbii române de către Alolink. Constituirea Fondului Culturii, un element
foarte important pentru susținerea oamenilor de cultură și artă, a marilor personalități ale culturii noastre, ajuns la o vârstă înaintată cu probleme de sănătate, pentru a le asigura un trai decent în viață și nu post-mortem, așa cum, din păcate, se întâmplă în Republica Moldova. Astăzi comemorăm 132 de ani de la plecarea în eternitate a lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost omul care a fost poate cel mai aproape de cultură dintre toți clasicii literaturii noastre. Mihai Eminescu spunea așa: fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură. Citat închis. Educațiunea e cultura caracterului. Cultura este educațiunea minții. Ca să-ți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idol are. Și ultimul citat, poate cel mai aproape de realitățile noastre, sună așa: peste tot credințele vechi mor. Un materialism brutal le ia locul. Cultura secolului, mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare, amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine. Shakespeare cedează bufoneriilor și dramelor de incest și adulteriu. Cancanul alungă pe Beethoven. Ideile mari asfințesc, zeii mor. Noi vom renaște prin cultură. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Dezvoltarea internetului și implicit a rețelelor de socializare a modificat din temelie conceptul presei clasice, dar și atitudinea publicului față de aceasta. Fiecare dintre noi poate deveni ușor redactor șef la propria sa publicație media, cu un număr impresionant de urmăritori. Nimeni însă nu a găsit o soluție pentru reglementarea internetului, dar în același timp fenomenul știrilor false capătă proporții tot mai îngrijorătoare. Noile tehnologii informaționale au modificat din temelie strategiile de securitate, tacticile militare, tehnologiile electorale și chiar raporturile umane. Societățile au suferit enorm din cauza guvernelor care nu au știut să-și adapteze politicile noilor condiții de dezvoltare a internetului. Republica Moldova este un exemplu clasic de lipsă de viziune și perspectivă, care, neglijat cu tenacitate, împinsă până la prostie riscurile societății informaționale. În același timp, societatea moldovenească a căutat propriile soluții, dar care au nevoie de corectări și politici echilibrate în domeniul securității informaționale. Jurnalistica a devenit o profesie social periculoasă. Un număr impresionant de instituții media confundă informarea cu manipularea. Propaganda a luat locul știrilor echilibrate și imparțiale. Un număr rușinos de mare de jurnaliști sunt mercenari și killeri deopotrivă, care acționează la comanda unor politicieni corupți și imorali. Aceste instituții media, finanțate din surse obscure, modifică agenda politică a Republicii Moldova, impun și demit guverne, ridică și distrug partide politice, creează idoli și îi desființează, deformează realitatea și manipulează opinia publică cu o nonșalanță de invidiat. Politicul moldovenesc este modelat de aceste caracatițe politico-mediatice. Platforma DA va insista ca jurnalistica să devină o activitate licențiată. Orice absolvent al facultății de jurnalistică va putea obține licență de liberă practică oferită de Comisia de Etică a Uniunii Jurnaliștilor în baza unei recomandări oferite de o redacție. Licența de liberă practică va permite posesorului să semneze un produs media, îl va transforma într-un partener al angajatorului de media. Orice persoană care nu dispune de o licență de liberă practică poate face doar documentare pentru un jurnalist licențiat. Și orice jurnalist care va manipula și își va pierde licența de liberă practică și implicit dreptul de a semna un produs media. Platforma DA va insista pe respectarea drepturilor de autor. Orice preluare de subiecte între instituții media va trebui
probată prin contracte. Vom reuși în felul acesta să evităm furturile de content și folosirea instituțiilor media drept vehicul de manipulare și diseminare a știrilor false. Platforma DA va insista pe modificarea codului serviciilor media audiovizuale în sensul profesionalizării Consiliului Audiovizualului, crearea unui mecanism viabil de management al companiei Teleradio Moldova și înlăturării din legislația tuturor dezechilibrelor și influențelor. Platforma DA va propune ca Consiliul Audiovizualului să fie format din reprezentanța patronatelor de televiziune, Asociației Agențiilor de Publicitate, Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Intelectuale, Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Uniunea Jurnaliștilor și 3 membri propuși de către Parlament. Membru al Consiliului Audiovizualului poate fi orice persoană desemnată de aceste structuri cu o experiență profesională de minim 7 ani. Platforma DA pledează pentru excluderea politicului din elaborarea și implementarea politicii editoriale a companiei publice Teleradio Moldova. Vom cere ca Teleradio Moldova să aibă formă clasică de organizare, cu un Consiliu de Administrare, Consiliu Director și Consiliul de Observatori, ultimul ca și garant al respectării interesului public în politicile de programe. Platforma DA va promova și în continuare politici stimulatorii pentru dezvoltarea presii independente, industriei TV și a cinematografiei, prin elaborarea conceptului de dezvoltare a mass-media independente și susținerea dezvoltării presei naționale de importanță socială prin suport financiar din bani publici. Descurajarea retransmisiunilor contentelor străine, încurajarea companiilor moldovenești să investească în formarea propriilor servicii de programe. Statul trebuie să caute diferite modalități de descurajare a retransmisiunilor străine. Acest lucru influențează în mod negativ piața moldovenească pe toate dimensiunile sale. Printre acestea ar fi respectarea legislației interne cu referință la volumele de emisie în limba română și operele europene. Difuzarea publicității exclusiv în limba română. Această prevedere va crea o barieră suplimentară de acces pe piața moldovenească de televiziune. În același timp va stimula creșterea volumului producției originale de spoturi publicitare, dar și a serviciilor de marketing. Taxarea cu 50% a veniturilor din publicitate pentru companiile ce retransmit contente străine. Această recomandare face parte dintr-o eventuală lipsă de acțiuni discurajatoare la adresa companiilor ce recurg la retransmisiuni. Mijloacele respective vor fi încasate într-un fond special și direcționate spre dezvoltarea industriei moldovenești de televiziune sau altor scopuri necesare acestui domeniu. Taxarea cu 90% a veniturilor companiilor fără o activitate distinctă pe piața din Republica Moldova, care înregistrează venituri. Platforma DA va opta pentru crearea Agenției pentru Comunicare Publică. Acestea trebuie să revină rolul de reglementare a pieței de publicitate și crearea unui concept de dezvoltare a audiovizualului, pe lângă scopul său de a crea un concept general de comunicare publică în Republica Moldova. Crearea unui concept național de dezvoltare a audiovizualului și implicita pieței și industriei moldovenești de televiziune. Conceptul de dezvoltare a pieței de televiziune este necesar pentru a obține o imagine de ansamblu asupra pieței. Fiind și proprietarul frecvențelor de emisie, statul are obligația să acopere toate domeniile și grupurile sociale cu programe TV de specialitate. La momentul actual, licențele de emisie se eliberează fără să ține cont de acest aspect, iar specializarea se face în funcție de acceptul pe piață a posturilor ruse. În Republica Moldova nu există posturi TV specializate în sport, programe pentru copii sau altele de acest gen. Adoptarea unei legi speciale de protecția spațiului audiovizualului moldovenesc. Legi de acest gen au mai multe state precum Federația Rusă, cu un teritoriu imens. Legea trebuie să prevadă și condițiile de acces pe piața moldovenească. Angajamentele platformei DA nu sunt de natură restrictivă la adresa presei, ci urmărește însănătoșirea ei. Crearea unui mediu concurențial sănătos, propice pentru dezvoltarea unor afaceri oneste în domeniul audiovizualului și a presei scrise. Platforma DA vrea să redea jurnalismului și presei bunul său nume și să o facă să fie percepută din nou ca pe o putere autentică și un element indispensabil al democrației moldovenești. Vă mulțumesc!
Încheiem, bineînțeles, dar nu am cum să mă invit pe Iana Stanțieru. Să fim împreună doar la... Trebuie să mergem acum înapoi la Curtea de Apel. Acolo ne vom continua lupta noastră pentru drepturile și libertățile diasporii noastre. Diaspora e cu noi. Diaspora e cu noi. Diaspora e cu noi. Și noi suntem cu diaspora. Da. Mulțumim tuturor pentru prezența la această acțiune a noastră. Ați văzut determinarea cu care vrem să facem fapte bune, atât în cultură, în educație, în media și, bineînțeles, în zilele care urmează vom dedica un eveniment și o acțiune tineretului și sportului. Avem alături de platforma Demnitate și Adevăr, de adevăr, oameni care au demonstrat performanță în domeniul sportului, oameni care au grijă de copiii noștri și vom veni și în curând cu un asemenea angajament. Până atunci însă, vă urăm tuturor o zi cât se poate de frumoasă, să fim și azi alături de opera marelui Eminescu, care ne-a ghidat, ne-a călăuzit de-a lungul timpului și așa va fi și de acum încolo. Vă mulțumim, Doamne ajută! Doamne, rămânim, nu mi-i partiem, doamna Ciobanu. Aveți o grabă undeva? Fapta bună ne adună! Fapta ne adună! Fapta bună ne adună! Bun, eu cred că a fost un eveniment bun.